Astăzi s-a terminat lista? Domnul. Tot așa continuare. Domnul, vă rog, după amiază să primească sau nu? Bine, am înțeles. Că noi am făcut o solicitare în partea aceea. Da, ca să știi. La 12.30 cu șef și să întrebăm și că au fost cu solicitare care nu se va... Nu, dar am un act pentru altă țară și eu trebuie să la un chestie. Eu scris în listă, să zicem. De ce se fac lucrurile astea? Și mâine 60 de ani, și mâine nu trec. Eu v-am promis că dependență de locuri care se efectuează și reușim să ne calculăm resursele, vom anunța dacă reușim să mai deschidem puțin după masă sau nu. Deci aproximativ 2 ore, până la 1 o să fie masa, de la 12.30 să reușească operatorii astăzi. Și după asta mai avem posibilitate, capacitate, ca aproximativ 2 ore să mai primim. Deci azi până la 3, da? Da, de la 1. De la 1 până la 3. Domnul Nicolae, dar de care ce fiam, de ce să-și vă lebi? Acte care cu 2 acte pentru Europa, ce facem? Poate suplimentați în greșeu. Alte nu există, deci cum sunteți în rând... Asta завтра могут пойти по этой очереди? Да. То есть очередь, это лист будет действительный? Да. Да, astăzi până la 3, da, primiți? Да.
De la 1 până la 3, da? Vedem, ne orientăm după volumul de fluxul de act și după... Păi noi am să ieșim în timp real, până când suntem dumneavoastră aici și am să vă anunțăm. Reușim să vă mai prelungim sau nu. Alte ieșiri nu avem acum. Domnul Ies spune cum e situația. Da. Nu poate spune că mâine ar fi 100 de oameni. De la 1 până la 12 și asta e tot. Dar noi vedem că avem posibilitate, mai prelungim două ore. Dacă este nu 100% că nu putem poți ceas 30, poți ceas să ждать. Он обещал для того, а вот и фе. А с примяска, что будет? Jumătate de oră. Jumătate de oră. Păi 12 jumate acum. Jumătate de oră e masă. Așa că mai așteptăm aici. Cam cât s-a trecut azi? Din lista asta? De tot, cât s-a primit? O primit 100 totuși. Are capacitate mare, tot mai mare. Не буду. Coadă de câteva zile la apostilare. Pentru că România s-a plictisit de noi și acum vrea documente mai complicate.